dimineață. Te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți sub... Bună dimineața! Cafeaua de dimineață, 12 februarie 2020, adică anul Dăncilă pentru calendarul politic al românilor. Încep cu o veste senzațională, o veste foarte bună, o veste care sigur va face în cursul județului și a tuturor administrațiilor locale și în special a celor din zona Târgu Neamț. Oameni buni, s-a rezolvat problema cu apa în zona Târgu Neamț. Avem o veste deosebită, un reporter de-al nostru astăzi dimineață la ora 6 a făcut fotografii în zona comunei Vânător, chiar lângă Târgu Neamț, unde a reușit să fotografieze apă pe străzi. Ceea ce înseamnă că este un surplus de apă acolo și străzile, nu se mai inundă ogoarele în zona Târgu Neamț, se inundă străzile, ceea ce este un lucru senzațional. Acum urmează să ia apa de la Târgu Neamț prin conducte speciale și să o ducă în câmpul pe care vor să-l inunde lângă Pildești ca să ajungă apa în pânza freatică și de acolo să ajungă la oamenii de la Roman. Ați înțeles ceva? Nici eu n-am înțeles nimic. Dar de aceea e frumos să trăim în România, o țară în care orice lucru este posibil. Bun, și acum să trecem la ale noastre. Ale noastre lucruri de zi cu zi. De exemplu, m-am gândit că ar fi bine să vorbim despre condiția omului de afaceri în Neamț și în România. Pe vremuri, când lucram la mai multe ziare, aveam o întreagă poveste cu anumiți colegi din presă care în momentul când scriau despre un om de afaceri, scriau în dreptul lui afacerist cu sensul peiorativ al cuvântului afacerist, nu în sensul bun al acestui cuvânt. Om care creează ceva, creează locuri de muncă plus valoare. Astăzi vreau să vorbesc despre această condiție a omului de afaceri cu un om care a făcut un timp și politică, s-a retras, face afaceri. Este implicat în mediul de afaceri. Este vorba despre domnul Șerban Strătilă. Bună ziua, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am regăsit. Chiar că nu ne-am văzut de foarte mult timp și de aceea simt așa nevoia să vă mai prezint o dată. În momentul acesta, dumneavoastră, pe lângă afacerea pe care o aveți, sunteți vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț și în comitetul director, dacă am înțeles eu bine, al Asociația Astrico Nord-Est. Este un grup industrial din domeniul industriei textile cu activitate în regiunea de nord-est a României. Eu zic că tema e interesantă, nu? Condiția omului de afaceri într-o țară în care avem toate lucrurile stabile. Stabilitate politică, stabilitatea legilor, stabilitatea codului fiscal. Bineînțeles că ghilimelele le-ați văzut unde le-am pus. Da, așa e. Ce să spun, colegii dumneavoastră despre care vorbeați mai devreme, că au spus frumos, bine că nu au spus bișnițar. Până la urmă, nu e cam același lucru, nu? Cam așa e, cam așa este. Bine. Și mie, poate, sintagma asta de om de afaceri nu sună foarte bine. Mai degrabă aș spune întreprinzător, pentru că eu aș vrea să mă refer în intervenția mai mult la segmentul acesta al întreprinderilor mici și mijlocii, mai puțin la cele mari, care au alte posibilități, alte mijloace de a se descurca în această complicată misiune de a naviga pe apele astea tulburi, are fiscalității, legislație și așa mai departe. E clar că nu de azi, de ieri, de 30 de ani încoace, dar poate mai accentuat în ultimii 10-15 ani, ne confruntăm cu o
avalanșă de modificări legislative în toate domeniile, nu doar în cele care țin de mediul de afaceri, și în mod clar acest lucru nu este bun. Unele modificări au fost determinate și de aderarea la Uniunea Europeană, dar nu întotdeauna acesta a fost adevăratul motiv al modificărilor. Pe de altă parte, sunt și modificări sau această situație de a nu știa ce se întâmplă mâine are și unele evenimente fericite. De exemplu, dumneavoastră sunteți fericitul neplătitor de impozit. Vă rog frumos. Încă nu sunt fericitul neplătitor de impozit și da. Nu m-a întrebat nimeni niciodată nimic în momentul când s-a transmis această... Da, știu, sunt convins. Plus că sună foarte frumos neplătitor de impozit. Da. Îmi pare rău că n-am un fluturaș de salarii aici. Să ne uităm un pic în fluturașul de salarii, de ce anume scutește guvernul. Nu, dar de azi încolo am spus. Nu de azi încolo, după ce promulgă domnul... Sau după, așa, după ce se promulgă. Dar eu că așa am eu senzația că nu va promulga domnul Iohannis. De ce? Pentru că a venit un semnal de la oficina de presă a Palatului Cotroceni, care a spus: noi suntem demn și nu vrem scutirea de impozite, ceea ce este corect până la urmă, dar în schimb ei au o chestiune care apare pe site-ul lor și spune așa: vă rugăm pentru o presă liberă și independentă, donați câte 2 euro. Ar fi, să știți că ar fi o măsură mai corectă, da. Da. Acum eu vă spun altceva, eu au spun asta de vreo 20 de ani, dar în ultimii 5 ani o spun tare, tot timpul. Nu vreau nicio donație. Aș fi fericit ca 5.000 de oameni din județul Neamț să-și dorească să aibă o presă care să poată trăi și să scrie pentru ei. Și pentru asta știți că ce ar însemna? 16 lei pe lună pentru un abonament la un ziar scris. 16 lei. Da, da. Așa e. Și pe lângă ei să mai fie încă câteva mii care să citească și articolele, exact. Nu doar titlurile. Da. Și în momentul ăla toate lucrurile s-au rezolvat. Dar să revenim la ale noastre. Da. Să revenim la ale noastre, da. Sigur, vedeți, toate aceste... Bine, aici e vorba de o inițiativă legislativă. Dar sunt și măsuri luate în plan guvernamental, luate așa cam, putem spune, pe picior, nu? Sau pe genunchi, fără o consultare reală. De fapt, e o procedură care s-a încetățenit în ultimul timp. Se fac niște consultări de formă prin Consiliul Economic și Social, acolo, indiferent ce spui sau ce nu spui, de cele 99,90% din cazuri iese varianta care a fost propusă spre dezbatere de către autoritatea guvernamentală. Deci nu se modifică nicio virgulă. Eu am avut ocazia... Nu se schimbă nicio virgulă. De ce? Pentru că nu sunt interesați cei care ar trebui să fie implicați, pentru că de obicei marile centrale sindicale au lideri care sug la țâța ministerelor și a guvernului, sau pentru că așa ne-am obișnuit? Să spunem că ăia știu mai bine ce au de făcut. Ei știu mai bine. Ei, la părerile sindicatelor sunt oarecum mai sensibili, oarecum, dar nu întotdeauna. În schimb, mișcarea patronală este foarte, foarte șubredă. Și se pare că nu se ține cont decât de părerea marilor investitori străini. Nu prea interesează de capitalul, de părerea capitalului românesc. Asta este adevărul. Pe urmă, mai e ce? Da. Nu pot, că uit. Da. Vă uit. De când s-a înființat Astrico, care este o entitate semnificativă în regiunea nord-est. Eu mai degrabă un model de dezvoltare. Ați fost invitat la vreo discuție la nivelul regiunii? Hai să mă duc la regiune. Să fiți, domne, ce planuri aveți dumneavoastră pentru următorii 20 de ani? Să vedem cum se lipesc ele cu planurile
de dezvoltare ale regiunii? La nivel de dezvoltare a regiunii, cu siguranță că am participat la tot ce înseamnă, tot ce a însemnat elaborarea strategiei de dezvoltare inteligentă, așa se numește, a regiunii, acțiune coordonată de Agenția Regională de Dezvoltare. Însă nu pot să spun că am participat vreodată la o dezbatere în Consiliul Regional, pentru că eu cred că direcția politică, să spunem, se dă acolo. De fapt, acest Consiliu Regional lucrează cam cu ușile închise. Deci Agenția de Dezvoltare își face treabă și o face, aș zice, foarte bine. Dar decizia la nivel politic se ia odată așa într-o formulă destul de restrânsă și destul de netransparentă, ca să nu mai zic de discuție de la alt nivel. Sigur, am participat la tot felul de dezbateri, nu neapărat prin ASTICO, dar prin intermediul patronatului din domeniu. Am fost și în audiențe, și la miniștri, și la, știu, de finanțe, a economiei. Rezultatele însă nu prea s-au văzut pentru, cel puțin pentru domeniul nostru. Nu că n-ar fi fost bunăvoință, dar tot schimbări, tot discuți cu cineva, peste o lună nu mai e persoana aia. Sau responsabilul politic zice că e ok, dar funcționarul din subordine zice că nu se poate și te trimite la plimbare. Spuneam de acele consultări. Păi ce părere poți să ai dacă tu primești invitația cu 2-3 zile înainte să se țină discuția? Adică nu poți să te duci pregătit. Nici n-ai timp. Eu aș respinge din start astfel de... Aș spune nu pentru că mi-ai dat cu 2 zile înainte. Nici nu citesc ce ai scris acolo. Nici nu mă uit. Așa trebuie să fie pusă problema. Dar, vedeți, de la 1 ianuarie s-a mărit salariul minim fără o consultare reală. S-a anunțat cu 2 săptămâni înainte, pac. Sunt niște măsuri care aparent se bat cap în cap. Sunt oarecum de neînțeles. Adică pe de o parte se vine cu niște măsuri precum, nu știu, eliminăm acciza la combustibil. Ok, statul a încasat mai puțin, sau va încasa mai puțin cu, am înțeles, cam 1 miliard de lei. Bun. S-a ieftinit benzina? Nu. Nu. Sincer, săptămâna trecută, mergând în țară, era mai ieftină ca la noi cu vreo 20 de bănuți prin anumite locuri. Anumite locuri. Dar la nivel general... Nu. Adică, pe de o parte, știți, renunțăm la o sursă de venit care ar fi putut fi folosită pentru drumuri de care avem atâta nevoie. Și pe de altă parte, ce facem? Venim în compensare cu niște măsuri care să aducă mai mulți bani la buget. Dar principiul este același de 30 de ani încoace și poate că era așa și înainte. Poate că de pe vremea fanarioților sau poate și mai dinainte. Proverbul românesc, dai tot în calul care trage, ca să nu spun în bou care trage. Așa. Da. Deci cam așa se întâmplă. Eu când făceau domnii ăștia, că mărim salariul minim, și am întrebat când era PSD-ul, cum ați calculat voi? Păi nu, că salariul minim e mic. Ok, este mic. Dar voi v-ați gândit când l-ați mărit ce presiune puneți pe o firmă care are, de exemplu, 50 de angajați? Că la stat e simplu. Ei dat tu de acolo, da, și da. Aia, ne-a crescut, domnule, zice, încasările la CASS ne-au crescut. Păi așa au crescut, da. De unde? Așa este. Calculul l-au făcut foarte simplu. Câți bani ne trebuie? Nu știu, 100 de lei. Cu cât trebuie să mărim salariul minim? Statistic, nu că eu știu cât sunt pe nivelul de salarizare. Așa. Păi cu atâta. Păi X. Bun. Nu-i nicio logică. Anul acesta s-a mărit cu circa 7%, nu salariul minim. Eu aș fi înțeles o mărire cu, să zicem, cu rata inflației. Ar fi fost o... Da. Să zicem un criteriu te-ai lega. Și poate se putea face o discuție, patronate, sindicate, guvern, spus, da, în fiecare an nu mai trebuie să mai dăm tot felul de așa, ca să știu la ce să aștepte. La 3 luni de zile an, sau la 6 luni de zile? Nu, odată pe an, când avem rata inflației anuală, am mărit salariul minim cu rata inflației și gata. Și știm că așa rămâne... Inflații,
nu scădem salariul. Da. Nu scădem. Da. Când vom avea deflație, nu scădem. Dar cred că așa ar fi ar fi corect, pentru că firmele, știți, efectele nu se văd imediat. Dar în timp se vor vedea. Este clar că se vor face reduceri de personal. Acolo unde sunt domenii cu valoare adăugată scăzută. Pentru că nu poți mări salariul decât pe baza productivității. Altfel nu se poate, nu ai de unde. Și atunci, știți, îi spune, da, dar se mărește numai la minim. Păi da, dar nu poți să mărești doar la cei care au cu salariul minim. Trebuie să mărești la toată lumea, într-o proporție mai mică sau mai mare. Spunea un director de firmă de construcții, nu era patronul, rețineți, era director. Da. Și domnul meu, zice, dacă mie mi-au impus, nu știu, parcă acolo e alt salariu minim. Da, 3.000, da, da. 3.000 la femeia de serviciu sau la muncitorul necalificat. Da. Păi zice, inginerul care vine și are grijă, sau ăla care îmi face plasa, îmi instalează plasa, nu, da, mă rog. Da. Zice, păi dar cum să-i dau tot 3.000? Da, acolo iarăși a fost o măsură luată, se pare, cu acordul unor patronate, dar probabil că în acele patronate... Care aveau contracte cu statul. Și a firmelor mari și foarte mari, care își permit să facă treaba asta, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, e unul care stă într-un birou, nu are 5 angajați, ia contractul și îl dă la cineva și să-și bată la capul cu plata salariilor. Eu nu spun că salariile sunt mari, sunt într-adevăr mici raportat la costurile de astăzi ale vieții, la, eu știu, la necesitățile unui trai civilizat, însă reflectă productivitatea muncii în România. Și aici nu s-a înțeles că trebuie mai mult sprijinit sectorul privat, în special IMM-urile, pentru a fi mai productivi. Nu sunt suficiente programele de finanțare europeană, sunt bani foarte puțin, se termină imediat. Și acolo sunt probleme la nivelul selecției proiectelor de muncă. Nu a zice că sunt probleme, dar sunt prea puțin bani. Sunt câteva zeci de milioane la nivelul unei regiuni. Vă dați seama, este nimic. Este nimic. Și în timpul ăsta se cheltuie miliarde pe programe care nu duc la nimic. Postru, sau mă rog, fostul postru, cum se mai cheamă acum, și așa mai departe. Cu pregătirea forței de muncă sau cu ce erau? Da. Și cu pregătirea, da. Eu nu spun că nu se muncește și în cadrul acelor programe. Se muncește. Sunt oameni care lucrează, se fac cursurile alea, dar finalitatea nu există. Aici este problema. Nu s-a înțeles. Banii e, dacă vrem să-i dăm, dom'le, dai la firme să-și pregătească ei personalul, nu să umplem țara de oameni cu certificate de coafeze și de mecanici auto. Și de bucătari. Și de bucătari. Avem, cred că, cel mai mare număr de bucătari pregătiți prin proiecte la 1000 de locuitori din lume, dar când iasă ăla cu diploma din curs, nu știe ce să facă. Da, ce să mai vorbim despre asistenții medicali care nu se intră la școala de asistenți fără diplomă de bacalaureat. Da, deci este, cred că, singura țară din lume în care putem face asistență medicală și de multe ori aia sunt oamenii care stau direct lângă bolnav. Da, da. Păi e ca un jumătate de medic, să spun. Da, nu? Da, da, da. Câteodată chiar mai mult. Aici cred că este problema. Nu am înțeles că, totuși, cu toate așa zisele nereguli care sunt raportate pe la Comisia Europeană, cu toate, că sunt multe, să știți, de formă, nu sunt chestiuni de fond. Cu toată suspiciunea asta permanentă că cineva fură, este incredibil ce se întâmplă. Deci, cu toate astea, tot sectorul privat este cel care, într-adevăr, reușește să valorifice mai bine aceste finanțări. Avem exemple și la noi în oraș, pe care le știți foarte bine. De ce să dea primăria, comunitatea, bani pe telegondole, pe hoteluri făcute în vârful muntelor? Alea sunt lucruri pe care trebuie să le facă o firmă privată.
Dacă rentabil, o face unul privat. Primăria poate contribui, nu știu, cu teren, cu utilitățile, cu, cu altceva. Și asta aș spune în general. Nu trebuie să facă primăriile sau autoritățile locale investiții în turism. Exclus. Nu, ei trebuie să creeze cadrul atât pentru a putea atât face. Vă dau un exemplu, că tot ați atins. Stă pista asta acolo. Acum da, cred că au început să crească ghiocei pe ea. Anul ăsta nu s-a putut folosi. Și știu un investitor din Neamț care are adus un întreg, toată instalația pe care ar putea să o, să o pună aici pentru ca să poți folosi vara și plus sus să facă un întreg parc de distracții. Și l-am întrebat, dom'le, de ce nu mă bag acolo, că acolo sunt atâtea din spate, încât zice, peste, eu mă duc, fac investiția și peste 2 ani mă trezesc că vine cineva și îmi spune, băi, dar zice, tu ești acum aici, tu trebuie să plătești. Și omul nu, deci nu vrea să vină. Aveți mare dreptate cu chestiunea asta, cu investițiile aiurea făcute în zona publică. Și uite, pentru că tot așa o să vorbesc un pic, eu un minut, și o să vă dau un exemplu de fonduri europene luate mai de mult. Mâine va apărea un material în ziar, un drum. Știți ce au făcut băieții aia? Într-o comună din Neamț. Au luat drumul și venea campania electorală și au zis ei așa, băi, cum cheltuim noi 1 milion de euro? Uite, avem pe cineva la SAPARC care ne dă o finanțare cu influență politică, evident, la vremea aceea. Și dar noi cum facem? Noi nu avem drum pe care să-l facem. Și atunci ei au zis, rezolvăm, luăm un drum forestier, zice, îl trecem în comună și îl asfaltăm pe ăla. Deci primărie. Au făcut șmecheria asta. După ce au început să lucrele, au zis, na, 1 milion de euro pentru drumul ăsta e cam mult. Hai să facem o altă soluție tehnică care să fie mai ieftină, dar noi îți decontăm tot atât. Comuna respectivă, în timp, a fost pusă la plată pentru că n-au mai respectat soluția tehnică și acum, dumneavoastră, cu mine și cu toți locuitorii țării, am contribuit la plata acelei datorii. Nimeni n-a făcut nimic să recupere banii. Dacă o făcea un privat, probabil că n-ar fi ales asemenea soluție, iar banii respectivi ar fi fost cheltuiți cum trebuie. Dar, apropo de ce a spus un lucru, că și e chestia asta, că se fură. Știți cum s-a ajuns aici să fie pusă comuna la plată? Pentru că cineva a făcut o reclamație. La proces s-a descoperit că agenția SAPARD a semnat de luare la cunoștință pe toate modificările. A semnat inclusiv pentru recepția lucrării. Și după 2 ani de zile, când a fost o reclamație, a zis, nu, dom'le, noi hârtiile alea, zice, nu. Și așa s-a ajuns la plata datoriei. Imense. Deci, este, cum să spun eu, o colaborare în sens negativ între ăla care a vrut să cheltuiască niște bani luați europeni, instituția europeană care se ocupă, mă rog, reprezentanța instituției europene care se ocupa în Neamț cu așa ceva și care au fost mână în mână, că au semnat hârtiile. Și după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nenorocire pentru comuna aia, dar asta e. Bine, eu nu cunosc în amănunt situația asta. Mâine se apare în ziarul. Dar asta vreau să spun, că nu putea autoritatea locală să facă de capul ei o asemenea modificare de proiect fără să fie avut un acord. Acum, sigur, sunt și asemenea aspecte, dar eu o privesc din punctul de vedere al contribuabilului. Dar nu mai bine o lăsam așa cum era. Nu, acum, serios, dezgropăm morții după 15 ani, că SAPARD-ul ăsta e de când? De înainte de aderare la Uniunea Europeană. Dar problema e că acum statul român, da, a zis, băie, zice, săracii, hai să le dăm banii. Păi asta, nu, și a dat de două ori, a mai dat o dată și cofinanțare la când s-a făcut lucrarea, păi, nu? A dat atunci, a plătit acum valoarea plus penalități mai mari decât exact valoarea. Ei, și acum zic și eu, bun, poate că s-au făcut niște greșeli intenționate sau nu, nu pot să mă pronunț eu de aici. Dar important este, drumurile alea s-au făcut? Păi dacă s-au făcut... Păi nu, că știți ce s-a întâmplat? După un an după ce s-a făcut drumul, da, a venit o inundație, e, și l-a luat la vale. Asta,
Asta e altă problemă. Vedeți. Deci l-a luat la vale că nu s-a respectat soluția tehnică. Vedeți, noi suntem țara, poate e un caz particular, nu vreau să intru așa, dar vedeți, noi suntem țara care raportează cele mai multe nereguli la Bruxelles. Unele sunt nereguli reale, dar multe, vă spun absolut sigur, multe rezultă din niște chestiuni de formă, nu de fond. Că n-a fost semnătura aia în căsuța aia, a fost în căsuța aia. Că nu știu ce hârtie când s-a prezentat era, dar nu era sau cum era. Dar nu sunt legate de fondul problemei. Sunt cazuri pe care le știți și dumneavoastră, oameni care au fost băgați în pușcărie sau condamnați sau dați afară din serviciu, pentru că pentru o semnătură nu era nu știu când, dar nu avea legătură cu fondul problemei. Adică proiectul a fost derulat corect, toate lucrurile au fost absolut proiecte în regulă. Proiecte există, s-au făcut verificări din punct de vedere tehnic, da. Dar formal... Da, era, nu știu, o hârtie care la un moment dat, adică undeva cred că se merge... Și merge mai departe. Merge prea departe, în timp ce alții care... Știu cum să... Au furat, nu vorbesc de fonduri, de alte dosare cu firme mari pe care știți și dumneavoastră, de alea cu IT-ul, nu? La nivel național, da? Aia sunt bine, mersi, merg la turnee de golf, da, n-au nicio treabă, au furat milioane, dovedit, fără, cum să zic, fără niciun fel de îndoială. Nu au vândut licențe care nu existau, da? Nu? Așa? Aia n-au nicio treabă. Ei, lucrul ăsta nu-i corect și revenind la zicala cu... mă rog, calul, da? Și aici, să știți, calul ăsta e bătut nu numai de așa ca să tragă, dar e bătut și când nu trage când trebuie, adică vin pe el toate organele de control, cu drept sau mai puțin cu drept, vin și pentru o interpretare a legislației, ești pasibil de dosar penal și sunt foarte mulți în situația asta, pentru orice. Ești la discreția oricărui funcționar care așa crede el, așa consideră că trebuie să facă. Există și o mentalitate din astea în interiorul instituțiilor. Hai să-l facem, hai să-i facem dosar, hai să reclamăm, hai să trimitem dosarul la parchet, la DNA, la nu știu unde. Deci e o dosariadă ceva de neînchipuit, uitându-se de fapt rolul social pe care ar trebui să-l aibă aceste instituții și anume, băi, dacă am unul, îl vezi că omul e de bună credință, că îți plătește, poate a greșit odată, nu știu, așa a interpretat el. Unde, dar chiar suntem duși cu totul, chiar vrei să distrugem tot ce mai este inițiativă privată în județul ăsta, în orașul ăsta? Că, să știți că la noi în județ, din păcate, unul din cele mai neprietenoase medii. Din punctul ăsta de vedere. Dar acum știți senzația asta pe care o au toți oamenii de afaceri din județ. Nu cred că vă spun numai eu treaba asta. Da, că este un mediu neprietenos. Cred că nu vine numai din zona asta economică. Ea se transmită din zona decizională spre mediul economic. Păi de acolo este. De acolo este. Nimeni nu are curaj, niciun factor... Politic să spun, băieți, mai lăsați oamenii ăștia în pace, bă, ăștia contribuie la bugetul local. Ce aveți cu ei? Hai, dacă vreți să căutăm acolo unde sunt neregule, să mergem acolo unde se știe foarte bine că... Cu culmea că lucrurile, toată lumea le cunoaște. Da. Toată lumea le cunoaște, da. Și nimeni, da, nu vrea să meargă mai departe. Da, da. Este înfiorător. Câte semnături, câte... Așa, ca să scoți un certificat fiscal și acolo, mai trebuie să dau și 10 lei sau 12 lei ca să iau un certificat. Dar pe cum, dacă nu este, nu că n-am 10 lei, dar nu e normal. Un exemplu înfiorător. O primărie din județul Neamț ne contactează că vrea să-și facă un abonament. Zice, ok, aveți PSA, face. După ce face procedura PSA, știți cât costă un abonament la noi? 200 de lei pe an. Da. Primesc un mail și că vă rugăm să ne puneți pentru încheierea contractului, deci după ce am avut procedura PSA, următoarele documente. Și îmi dă un cărnaț de documente și ultimul, până acolo am zis, hai, treacă, că le avem în scanate, da? Ultimul.
certificat constatator de la Registrul Comerțului care să dovedească că existați. Și am zis, băi băieți, băi, da. Sunteți nebuni. S-a inventat internetul, poate de acolo. Dar pe... nu, dar dacă el o aplica pe SEAP, da. Ăia nu te țin acolo. Că e o întreagă procedură ca să intri acolo. Și am zis, Doamne, primăria aia este o primărie etalon. Tata primar, fiul, nu știu ce, nevasta primarului, nu știu ce, este un clan. Toți sunt acolo și conduc primăria. Și ei acum ce că se asigură ca să nu vină vreun control, să-i controleze. Dar nimeni nu spune, bă, ați făcut o mafie în primăria aia. Și, deci cum e posibil așa ceva? Și atunci te mai mir? Știți, aici... E vorba tot de niște interpretări personale ale legilor. De mult se întâmplă asta. Legislația secundară sau chiar de a treia, nu? La a treia mână, de multe ori adaugă la legislația primară. Și atunci se inventează tot felul de reguli din acestea, tot felul. Păi, v-am spus de certificatul fiscal. Vi se pare normal că pe el se semneze 3 sau 4 oameni? Deci, nu, e semnată de primar. Nu vorbesc de Piatra Neamț, vorbesc de unde am sediu firmei. Vă și spun, la Dumbrava Roșie. Trebuie să semneze primarul un certificat. E de râsul lumii. Când ăla se eliberează într-un minut, îl poate semna pur și simplu... Secretarul. Nu, nici măcar secretarul, ce funcționar că eliberează. S-a inventat semnătura electronică, dacă chiar așa. Îl dai și gata. Nu, trebuie omul ăla scoate așa și prima aleargă cu hârtia pe mână să semneze secretarul, șeful de serviciu, primarul și așa mai departe, sau viceprimarul. Dar nu este normal. Lucrez la un fel de material cu ce înseamnă, ce au însemnat investiții în regiune, nu numai în Neamț, și încerc un clasament pe județe. La ce am lucrat până acum, rezultatul este destul de... semnificativ pentru județul Neamț. Se pare că din toate județele din regiune, în privința proiectelor mari, noi suntem cam prin urmă. Vă referiți la investiții private? Nu. Vorbesc acum de investițiile prin instituții publice. Publice. Se pare că suntem printre ultimii, iar la privat, unde am și acolo niște date, nici acolo nu stăm foarte bine. Da, e într-un fel normal. Pentru că, în general, zona noastră, regiunea de nord-est, este dezavantajată de lipsa infrastructurii, sau nu lipsa, să nu fiu chiar așa drastic, de infrastructura insuficient adaptată unei dezvoltări normale. În particular, la Piatra Neamț e și mai rău, nu? Măcar Roma nu e la drum european, acolo ați văzut. Au început. Se mișcă lucrurile altfel. Noi suntem și un pic, și atunci ar trebui să facem ceva, să venim cu ceva în plus, poate să atragem astfel de investiții, nu neapărat din afara orașului, chiar se determină pe oamenii din oraș să investească mai mult, pentru că să știți că sunt destui oameni cu bani care ar putea... Câteva firme reprezentative. Nu numai, sunt și unele la care nu vă gândiți. Da, și sunt și alții. Dar sunt și firmele, așa, ele, cele care sunt reprezentative, de regulă, își urmează cursul. Deși, știți, am fost la o discuție la primărie, exact pe tema bugetului local cu reprezentanții conducerii primăriei și s-a spus la un moment dat, domnule, știți că nu se măresc taxele locale, a noastră nu e foarte bine. Dar cineva din sală, un coleg din conducerea Camerei de Comerț, n-am să spun acum cine, nu-i secret, a spus, doamne, dar deja la Piatra Neamț noi plătim 1,5% și la Timișoara e 1,1% impozitul. Corect, pe... este, da, adică noi înțelegem situația dificilă în care se află municipiul, dar poate că ar trebui să facem ceva, să mărim baza de impozitare, nu să-i împovărăm tot pe cei care fac care fac ceva. Sigur, sunt soluții, sunt modalități de a acumula mai multe fonduri. Unele țin de autoritățile locale, cele mai multe nu, dar
s-ar mai putea face câte ceva. E o chestie de gândire la, e o chestiune de gândire la nivel național. Și unde ar trebui să înțeleagă că este o zonă, aceea persoanelor fizice, de exemplu, unde gradul de impozitare sau este foarte scăzut. E ridicol să plătești impozit pe un autoturism, ceva în jur de 80-90 de lei pe an. Este ridicol. Nu? De aia s-a umplut țara de rable. Pentru astfel de rable, un impozit ar trebui să fie de 400-500 de euro pe an, ca să, nu? Adică ai rablă, poluiez, exact. Ai o problemă. Exact. Da. Așa, eu așa, cel puțin așa văd lucrurile. Vedeți, acum se relansează programul Rabla, apropo. Pe și acolo, după mine, este gândit așa mai mult în avantajul celor care vor să vândă mașini. Nu pentru scopul programului și anume acela de a reduce poluarea. Adică ar trebui să poți folosi mai multe etichete. Dacă... pentru, nu? De ce? Păi așa scot trei rable și iau o mașină nouă. Așa înlocuiesc una veche cu una nouă. Ce am făcut? Am făcut ceva, dar nu, da, și în același, nu suficient. Și în momentul ăla mai vin 5 mașini din afară aduse de băieții care le aduc și se vând la alții care zice, băi, stai un pic, zice, la peste 2 ani o dau la rabla. Asta e altă... Nu, peste 2 nu se poate, că pentru mașini mai vechi de 8 ani. Mai vechi, mașinile, da, de 8 ani circulați în România? Nu, mai vechi de 8 ani, cred că în general. Păi nu, și atunci nu știu exact. Se poate că el o aduce de 6 ani, o ține 2 ani și o dă la rabla după aceea. Dar, mă rog, mă rog, asta e așa. Dar nu, dacă, pui, dacă cuplezi asta și cu ce am spus eu, cu mânerea impozitului, poate nu-ți mai convine, nu să, mai aduci convine o, să aduci o mașină sau cu 1000 de euro și să plătești 500 de euro pe an impozit. Putem face și asta. Vrei să aduci o mașină cu 1000 de euro? Plătești impozit 600. Da. Și ăla care ia o mașină nouă, îi face un avantaj. E ceva pe principiul taxei oxigen de la București. Numai că acolo e făcută tot așa un pic propagandistico-populist și nu-i dusă până la capăt. Eu chiar când eram în Parlament am propus o măsură. Știți când era atunci să se introducă taxa asta de poluare? Și am spus, domnule, nu-i bine. Am avut dreptate când a fost bine, că a trebuit să o dea înapoi. Da. Spus, domnule, dacă vrem, a trebuit la impozitare să impozităm mai mult mașinile mai poluante. Și era atunci președintea Senatului, domnul Văcăruș. A spus, cum adică? Să plătească mai mult cei cu Dacia? Zic, da. Nu se poate așa ceva. Facem mențiunea că dumneavoastră nu erați politician din partea PSD-ului. Nu, dar nu eram, dar nu are importanță că nici colegii mei nu m-au susținut. Nu, a fost... pur și simplu, am observat un fenomen. Am cunoscut de-a lungul timpului mulți oameni care au avut funcții în politică, în administrație, în așa mai departe. La foarte mulți dintre ei, nu la toți, dar la foarte mulți, am observat că atunci când ajung într-o astfel de funcție, parcă le dispare disponibilitatea la, nu la dialog, ci la accepta și altă opinie. Da. Nu știu de unde, cine sfătuiește din momentul ăla, se lasă pe mâna celor din subordinea lor. Sunt prinși poate cu foarte, foarte multe și poate intenționat. Și cei din subordinea lor îi prind cu tot felul de probleme și atunci nu mai au nici timpul, nici răbdarea necesară pentru a asculta o chestiune care vine din economia reală, din viața reală. Ca să nu mai spun de curajul de a implementa să vă spun ceva. Eu zic că este o boală. Hai, știți că tot e la modă ăsta cu coronavirusul acum din China. Cum ajunge unul într-o funcție, chiar dacă e venit din mediul de afaceri, se îmbolnăvește imediat de ceea ce e un virus. Virusul ăla funcționăresc, administrativ. În sensul rău, că este sensul rău, da. Poate fi și în sensul bun. Și mai este ceva. Ei când ajung pe funcțiile astea, pe lângă boala care vine dinspre aia, mediul acela, au o altă problemă. Datoria pe care trebuie să o achite pentru funcțiile pe care au ajuns. Hai să nu spunem toți, dar 90% se încadrează. Și atunci el trebuie să facă, cum să spun eu, mici servicii în cadrul legal care există. Și de aici au o presiune pe ei, zice, băi, dacă tot fac servicii ăsta, măcar să fie totul în niște limite din alea ca să nu mă prindă nimeni.
ceea ce nu se fac. Este și probabil și aspectul ăsta, dar și mai e ceva. Deci în afară de chestia asta, de vorbirea asta, nu știu cum să-i spun, mai e și această idee foarte nocivă de a se lua măsuri în așa fel încât, sau nu se lua, ca să nu superi. Da, să nu, hai să nu supărăm, să nu, știți, să nu supărăm pe ăla că, nu știu, își parchează mașina pe plajă, sau să nu supărăm pe ăla că, nu știu, și-a făcut și el ceva care nu pe aia, să nu supărăm, să nu supărăm o anumită categorie că, nu știu, le mai tem din privilegii și, și așa mai departe. Din punctul de vedere al unui om de afaceri, unui om implicat în structuri asociative, n-ar trebui totuși, că s-a tot vorbit, să ajungem la un moment dat să spunem, băi băieți, hai să vedem care sunt problemele. Uite, avem foarte multe construcții fără autorizații sau cu depășirea autorizației. Avem problema asta, avem problema. Hai să punem un punct aici, să terminăm odată cu toate chestiile astea și să începem cu niște reguli clare și simple. Și cine greșește de aici încolo, îi luăm, nu capul, îi luăm banii, îi luăm... Dar eu nu cred că nu există reguli. Reguli există, ele în principiu se respectă, numai că e puțin dificil atunci când trebuie să treacă la măsuri mai aspre. Și nu neapărat de genul celor care a spus, nu știu, și-a făcut unul un bloc cu 10 etaje, el trebuie să... Bun, nu trebuie să-l lași să ajungă acolo, pentru că dacă a ajuns acolo, ce doamne iartă-mă să mai, să mai faci? Avem caz la Piatra Neamț. Este caz, da, este în București, vestitul imobilă la lângă Catedrala Catolică. Dar, bine, astea sunt, nu știu, unul, două exemple. Problema este alta. Noi vrem să respectăm niște reguli de la mic mai mare sau să mergem după principiul cum e la mic, sare pe sub obstacol, ăla sare peste, ăla prostul stă la barieră. Aici este chestiunea de discutat și de aici să știți că apare și această, pot să-i spun chiar frustrarea celor care încearcă să fie corect. Vrei să fii corect, dar când durează atâta să obții o hârtie, dar când te calcă și unul și altul, chiar dacă îți bine intenționat și ei. Vedeți, toată acest aparat de stat, în mare parte, sau nu știu, 90% din el, a ajuns să reprezinte o forță, o putere în sine. A început să uite scopul pentru care a fost creat. Lucrează pentru a se alimenta el, prin tot felul de taxe, hârtii și așa mai departe. Pentru a-și alimenta oamenii din interior. Și apoi? Și apoi, dar la alt nivel, așa, la alt nivel, pe cei care i-au ajutat să ajungă în situația asta, uitând că de fapt ei sunt în serviciu public. Și aici ajungem la ultima problemă pe care vreau să o discutăm, că deja suntem pe final, mai avem vreo 4-5 minute. Aveți o firmă, de unde vă recrutați oameni? Din municipiul Piatra Neamț și din împrejurimi. Și găsiți? Oameni calificați? Nu. Nu se mai găsesc în domeniul nostru. Sau foarte greu. Mai încercăm să calificăm la locul de muncă. Dar e destul de dificil, din ce în ce mai greu și eu nu văd în perioada următoare o schimbare majoră din punctul ăsta de vedere. Mai ales că lucrăm într-un domeniu de, așa cum știți, salariile nu sunt foarte motivante din cauza prețurilor care sunt pe piață și a productivității. Dar și a costurilor cu utilitățile foarte mari. Și a costurilor care s-au mărit exponențial, numai în ultimul an. Lumea nu știe, nu se discută despre asta. 40% s-a scumpit energia electrică. Da. La furnizare, vorbesc de tariful de furnizare. Gazul metan e undeva, cred că tot pe acolo, acuș se duce și el. Dar nu asta e problema. Problema e că noi, lucrând în domeniul, hai să zicem, nu chiar modă, dar pe acolo, niște produse care sunt de sezon, e un domeniu foarte competitiv.
Nu poți să concurezi cu cel din Asia care are salariul de $200 pe lună. Decât făcând produse cu un grad de complexitate mai mare, cu timp de livrare mai scurt și așa mai departe. Ori e greu în condițiile care n-ai tehnologia adusă la un nivel foarte bun, nu ai organizarea internă la un nivel foarte bun, forța de muncă începe să îmbătrânească și ea nu mai are nici randament. Nu știu, nu cred că o să putem face toți numai IT. Sau să clămpănim, nu știu ce, să introducem niște facturi la calculator. Probabil că să avem, până la urmă, facem din 3D, facem și haine. Dar nu știu... Nu vom face prea curând. Din 3D se fac, pe calculator, da, dar să le faci și în braci, nu. Și atunci, sigur, cei mai înțelepți decât noi ar trebui să se gândească la lucrul ăsta. Statul român a avut, cum să zic, a avut și un noroc, dar și un ghinion fantastic prin această aderare la Uniunea Europeană. Adică, pe de o parte, norocul că n-a trebuit să găsească soluții pentru câteva milioane de oameni care au plecat. Pe de altă parte, ghinionul că oamenii în loc să producă la noi, în România, produc plus valoare în altă parte. Au produs și în România, că trimiteau bani aici și mai investeau, că ne-au ținut un pic. Da? Astea sunt, știți... Nu are nicio relevanță. E tot o stimulare a consumului, care consum de fapt nu duce decât tot la creșterea deficitului și așa mai departe. Pentru că cimentul, hai să zic, ăla se produce în țară. Dar în rest, tot ce ține de, aproape tot ce ține de construcția unei case, 80% vine din, vine din import. Deci măcar fierul de ton nu mai este tot produs. Tăle din Ucraina sau nu știu de pe unde, din prin Turcia. Nici ăla nu se mai produce la noi. Asta este adevărul. Vă spun că am tocmai finalizat o construcție și uitându-mă pe certificatele de calitate, de conformitate, vă spun că 80% din materiale sunt din afară. Sunt din afară. Oameni buni, Șerban Strătilă, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, comitetul director de la Astrico, om de afaceri, am încercat să discutăm despre mediul, condiția omului de afaceri în Neamț și în România. Probabil că vom mai purta acest gen de discuții pe teme separate, forță de muncă, alte, și să vedem și cum, printr-o entitate precum e Camera de Comerț, putem sau nu putem să influențăm anumite decizii. Mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și eu. Să știți că nu ne-am plâns, nu ne plângem. Problema e că, așa cum merg lucrurile, cum văd eu, este descurajată din ce în ce inițiativa privată. Aici e cea mai mare... E vorba să încercăm să facem un pas înainte. Adică nu te putem transforma toți în slujbași. Exact. Fie la stat, fie la, nu știu, la mari companii. Inițiativa privată e un lucru foarte important pentru orice țară din lume și ar trebui să fim mai atenți cu oamenii care au curajul să facă acest lucru. Așa este. Oameni buni, să aveți o zi deosebită, frumoasă și în rest ce să vă spunem, sănătate. Să ne vedem sănătoși mâine dimineață la cafea.